Ideea de a-l duce pe David în Bucegi a apărut după ce am făcut o tură cu Ștefan în Leauta. Și de fapt, nu după ce am făcut o tură cu Ștefan în Leauta, ci după ce David a văzut videoclipul cu Leauta. I-a plăcut atât de mult ce a văzut acolo, cadrii, schiul, încât printre lacrimi mi-a spus vreau și eu acolo. Și atunci i-am spus, asta chiar dacă nu te duc acolo, pe omul sigur ajungem. Omul fiind aproape, fiind un vârf destul de înalt, dar accesibil, și am zis că sigur ajungem acolo. Am încercat anul trecut să ajungem, dar a fost cu pandemia, așa că am amânat un pic planurile și am zis că o facem anul ăsta. Anul ăsta a fost destul de ciudat, ningea, se topea, ningea, iar se topea, și așa că o durea destul de mult și anul ăsta până când am reușit să găsim un moment oportun ca să putem merge pe om. Prima dată când am pus schiurile în picioare a fost la 37 de ani. Am început să învăț pe schi alpin, dar am început să învăț pe schi alpin pentru a practica în final schiul de tură. Schiul alpin nu m-a atras din prima ca idee așa, dar îmi plăcea ideea asta de a face iarna ce poți face și vara. Destul de simplu, destul de ușor. Ce poți face și vara pe munte. Stai un pic să mai stingă asta. Bun, acum trage peste. Mă, nu știu să-l luat David. David, am început să merg pe schiuri de tură cam de când avea el vreo 6-7 ani. Nu cu schiuri de tură, evident, cu niște schiuri de tură improvizate. De asta a fost cea mai lungă tură cu el. Te ajut? David, ia vină cu aștine asta, ca să fac aici piramida. Trage-ți pe tine un pic. David, vină și tine, dai asta cu asta. Înainte de a merge, omul i-am spus lui David că pregătim ieșirea asta. A fost destul de entuziasmat ideea de a merge pe un vârf care fusese cu un an înainte vara. I-a plăcut tot traseul până acolo pe Valea Cerbului și ideea de a-l face pe schiuri de tură i s-a părut foarte interesantă și el e un copil destul de entuziasmat de obicei. Așa a fost și tura asta. Când mi-a zis tata că o să mergem pe schi de tură, m-am simțit bucuros și am dorit din suflet să merg pe schi de tură, că n-am mers niciodată. Thank you.
am urcat cu David la Omul pe Valea Cerbului. Dar acum, fiind primăvara, fiind destul de cald în perioada asta, zăpada a fost mai puțin pe Valea Cerbului și ar fi însemnat să mergem mult mai mult pe picioare, mai puțin pe schiuri. Așa că am hotărât să mergem dinspre obârșii, dinspre cascada Ialomiței, până la urmă. Până să punem schiurile în picioare, urcând cu două echipamente complete, a fost un pic mai greu decât mă așteptam. Mai ales când am avut de făcut niște traversee pe lângă stânci, cele două perechi de schiuri din spatele rucsacului, dându-mi un echilibru mai precar, mai ales pe traversee. Da, ce, David, doare? Doare, David? E rece. E rece? Incredibil. Măi, să dau și pe nas, mă. Să dau și pe nas. Din punctul în care ne-am hotărât să punem schiurile, din punctul în care aveam zăpadă, imediat după cascadă, urcarea, aș zice că a fost un pic mai grea decât o urcare pe schiuri de tură, zăpada fiind foarte moale. Deși dimineața erau minus 2, minus 3 grade la ora 7, la ora 10 cred că erau peste 15 grade. Foarte cald, odată ce au apărut soarele, temperatura a crescut pur și simplu brusc.
zăpada a devenit moale, grea și a fost mai greu decât o simplu care pescuie pe detur. Așa că și David, na, fiind mai mic, a fost un pic mai greu. S-a văzut asta, l-am simțit și s-a văzut că era destul de greu. De altă parte, pentru mine, din momentul ce am scăpat de două perechi de schiuri din spate, a fost mult mai simplu urcare. Fingem aici. Ok, ești good to go. Ok, și eu sunt good to go. Thank you.
momentul în care am văzut cabana, omul, David în fața mea, am simțit așa, m-am simțit foarte relaxat, foarte fain. I-a înconjurat de priveliștile respective, a fost un sentiment de liniște, de pace. Când am văzut cabana omul, am zis că au crescut atât de multă zăpadă încât nu se mai vedea nici ușa. Și am zis că tati, am făcut-o pasta. Și nu numai că am făcut-o pasta, am făcut-o la 9 ani. Am ajuns pe vârful omului la 9 ani. Și asta mi-a dat sentimentul că cu adevărat trăiesc. Totdeauna când faci schi de tură, evident, e faină urcarea, e faină drumul, e faină călătoria în sine, dar coborârea bate orice, e superb, e acel sentiment de libertate. Am fost acolo, nu? După limba cealaltă, tot așa. Prima chestie care mi-a venit în cap a fost, am făcut-o și asta, gata, i-am promis ceva, m-am ținut de cuvânt și nu numai că i-am promis ceva și m-am ținut de cuvânt, dar avem și o experiență foarte faină împreună, ca tată și fiu. Pe tatăl meu acum mai apropiat, mai susținător și mă simt mai bine cu el în preajmă.